Bia și Robert se aflau în această seară pe terasa fetelor și vorbeau despre un stil de viață sănătos. Spunea Bia că la ea acasă chiar dacă vrea să țină dietă nu poate, pentru că se mănâncă și că tatăl ei este o fire tradițională să fie mâncarea cum nu este ok pentru organism. Cred că se referea la grăsimi, prăjeli și lucruri din aceștia iar după Robert a întrebat-o pe ea dacă ea știe ce înseamnă un stil de viață sănătos. Ea a spus să, să știi să ți calculezi uh, uh, caloriile și să mergi pe premisa că nu trăiești ca să mănânci, ci mănânci ca să trăiești. Mai spunea abia că are perioade când e foarte strictă cu ea și mănâncă totul ca la carte și perioade în care exagerează. Discuția aceasta mă duce cu gândul la ce a mai spus Robert, că nu atrage fizic Bia, probabil din cauza câtorva kilograme în plus pe care le are și eu cred că dacă vor avea vreo relație în viitor, Robert o să lucreze cu Bia pentru a arăta așa cum își dorește el.